Domnul Adrian Negrescu, analist financiar. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit. Pentru că i-am auzit pe politicieni în ultimii ani vorbind de reducerea cheltuielilor, de reducerea numărului de bugetari, lucruri care nu s-au întâmplat. Citim în presă în ultimele zile tot mai multe analize de la tot mai mulți specialiști ca dumneavoastră care spun că după alegeri vine potopul, și anume că, evident, acum nu ne vor spune politicienii că așteaptă votul nostru, dar după am putea vedea chiar și un TVA mai mare, da, am văzut și cifra de 22% vehiculată, ceea ce doar acest TVA ar duce la scumpiri peste tot în viața noastră. Da, va veni nota de plată, pentru că, într-adevăr, cum spunea și dumneavoastră și colega dumneavoastră, a punctat foarte bine, cheltuielile statului au depășit orice limită admisă într-un an care este și așa extrem provocator din punct de vedere al încasărilor. Față de anul trecut, de pildă, deficitul după primele 4 luni este dublu. Gândiți-vă că noi am dat pe salariile bugetarilor vreo 50 de miliarde de lei, mai mult cu vreo 20 de miliarde decât am dat pe investiții, da? Adică avem, din păcate, foarte multe cheltuieri cu iz electoral pe care la un moment dat va trebui să le decontăm. E ca și când te împrumuți de la bancă mai mult decât îți permiți și în momentul ăla trebuie să găsești surse de bani. De unde te împrumuți? Ei, spuneați dumneavoastră foarte bine, din taxe și impozite, și mă tem că anul 2025 va fi un an în care fiscalitatea în România va atinge un nivel record al ultimilor 10 ani. Dar știți că pe oameni e normal, nu? Până la urmă să nu ne intereseze de unde vin acești bani. Cu toții se bucură și aici, mai ales bugetari, nu? Că sunt plătiți direct de stat și desigur comercianții, că apoi le iau banii, da? prin magazine, de aceste sume în plus. Credeți că vom rămâne la salariile de acum? Că ați văzut, pentru prima oară în istorie, salariul mediu în România a ajuns la 1000 de euro. Putem să ne imaginăm, nu știu, că merge bine economia dacă se câștigă atât în România sau vor fi și aia banii împrumutați? Ai spune că Excel-ul suportă orice în România. Un salariu mediu de 1000 de euro e o medie a unor câștiguri, o medie între câștigurile foarte mari, mai ales din sectorul bugetar, și câștigurile a peste 1,8 milioane de români care câștigă salariul minim, adică undeva la nivel de 2300 de lei net în cel mai bun caz. Da, probabil, din păcate, puterea de cumpărare va continua să scadă, adică banii pe care noi câștigăm vor valora din ce în ce mai puțin. De ce? Pentru că, din păcate, noi nu rezolvăm problema inflației. Gândiți-vă, avem 4 luni cum continuu de când suntem campioni europeni la scumpiri și e probabil ca și în perioada următoare, chiar Banca Națională ne spune acest lucru, să avem continuare cele mai ample creșteri de prețuri din Uniunea Europeană. 4,9% rata inflației estimată de Banca Națională pentru finalul anului, adică dublă față de ceea ce se întâmplă în toate celelalte țări europene. Ei, când ai creșteri de prețuri foarte mari, bineînțeles că banii pe care tu îi câștigi vor valora din ce în ce mai puțin. Astfel încât salariile, chiar dacă rămân la acest nivel sau cresc cu 10% de pildă, cum le cresc bugetarilor în momentul de față unora dintre bugetari salariile, ei, toate aceste creșteri de salarii și de pensii, atenție că cresc și pensiile de la 1 septembrie, se vor dilua, din păcate, în aceste creșteri de prețuri, în inflație. Astfel că ce ni se dă cu o mână, ca să zic așa, probabil ni se va lua cu două, mai ales în 2025, când spunea și dumneavoastră, e posibil să asistăm inclusiv la o creștere a TVA-ului, a impozitelor pe locuință, pe casă, pe mașină, a impozitelor pe consum, care să ducă până la urmă puterea noastră de cumpărare la un nou nivel record al ultimilor 5 ani. Mulțumesc, domnule Adrian Negrescu. Mergem mai departe.